Mă numesc Tania Vlașcici, am 20 de ani și sunt din San Nicolau. Zbori nu este foarte greu. Sunt un artist versatil. Mă numesc Luchin Adriana și sunt din San Nicolaul Mare. Sunt Aurelian Goia, am 22 de ani și stau la San Nicolau. Numele meu este Costache Ștefan. Numele meu este Costache Ștefan. Și sunteți medic? Primar de medicină internă, dar am și specialitatea de medicină de familie. Și fac gărzi și la spital și cu colegii de familie. Eu am crescut, am făcut școala la Bălăcița, liceul la Turnul Severin, facultatea la Cluj și specialitatea la Timișoara. Cum ați ajuns din Oltenia la San Nicolau Mare? Cum să vă spun? Aveam de gând să fug în anii 70-80. Am avut o grămadă de prieteni polițiști și chiar securiști. Să știți că nu toți erau cum vorbesc ăștia acum. Unii erau săraci de oportunici, oameni ca lumea. Chiar îmi vorbea și mă duceam în Iugoslavia și nu mă hotăram să plec, să fug. Zic, băi, le fac rău la polițiști. Mi-a părut rău de ei, că erau prieteni foarte ca lumea, au fost oameni, că toți acum vorbesc că regimul celălalt ăsta e mai bun, ăsta în România, ăștia sunt o rușine, toți foștii mai comuniști au vrut tot. Ai de jos și dau vina pe care au fost membrii, e o porcărie. Și atunci, zic, doamne, nu mai stau, acum plec. Și am plecat după vreo o lună, două în Germania. Și acum am discutat cu un medic și zice, doamne, scrie-te la spitalul unei emigranți, vine emigranți să te repartizeze la un spital, să înveți ceva. Și așa m-am dus și am stat, doamne, am făcut un training acolo și între timp mi-am mai căpătat experiență, că aici e treaba, să ai experiență. Regret toată viața că n-am ales Italia, să fi plecat în Italia, să rămâneam acolo. Deci nu poți să stai în Africa, nu faci bani mulți. Nu erau salariile mici, 5-600 de dolari, erau enorme puțin. Vă aduceți cumva aminte de prima zi din spital, de aici, din San Nicolau Mare? Cum a fost prima zi? Când ați ajuns aici? Deci eu, prima dată, eu, cel care m-a ajutat cel mai mult a fost mare profesor pe care vreau să-i reamintesc personalitate, Luca Constantin Maitrește, un mare cardiolog, enorm, formidabil de mare cardiolog la vremea lui, în anii 80, cu care am făcut specialitatea. Și între noi s-a legat, ne-am apropiat așa, mi-a plăcut foarte mult în Timișoara, practica o cardiologie foarte înaltă. Eu vă spun, cred că depășea Clujul ca concept. Așa. Și am lucrat la coronarieni cu dânsul mult timp, am făcut specialitate, am ținut legăturile și după ce am venit din Africa, am luat legătura cu dumnealui. Și zice, bă, zice, domne, eu nu mai suport la olteni, că să nu-i mai văd pe cum, că ăștia oltenii, dacă vă spun că sunt olteni, dar, domne, nu pleacă. Moldovenii sunt oameni deștepți, pleacă ca dracului și uite, în Italia e plină de moldoveni, am văzut prin unde. Ei, oltenii sunt statici și uite așa o să-i crape acolo așa. E un mare păcat, că sunt oameni simpatici, eu mi-e dat stau cu de vorbă cu ei, dar nu-mi place că sunt în halul ăla. Și am vorbit cu marele profesor Sorin Pescariu, iar un mare domn și un mare medic. Și dânsul atunci era director, cred că de director. Și dânsul m-au ajutat și am venit aici, de la Turnul Severin. Că nu mi-a plăcut primirea? Deloc. Foarte, eu m-am înțeles bine. Erau, cum să vă spun, erau colegi de generația, ceva o generație mai mică. Pe mine, practic, aici m-a ajutat doctorița Avram, e o doctoriță care e o doamnă mare. Eu vă spun, e o femeie extraordinară.
și e tomă de carte, aoleu, asta știu, de, așa. E, soția lui domnul Avram, da. Și ea era directoare de spital și ea m-a ajutat, altfel n-aș fi ajuns, că nu mă... În ce an? Asta a fost în 1999. 1999. Nu. Și prima dată m-am dus că era un centru, un centru la Varia și cu specialiști, cu adusează, vrea să fac un centru și n-a mers. Și pe urmă m-au adus aici. A venit doamna doctor asta Miciu. Ce să spun? Și din prima zi în care ați ajuns în spitalul din Sfântul Nicolae Mare, v-ați ocupat de secția de cronici? Nu era. Atunci secția de cronici... Cum a fost? A fost o secție de cronici la Lovrin. După doctorița Minciu a venit domnul doctor Giambazo. Doctor Giambazo a venit director și eu aveam toți diabeticii din zonă. Doamna doctor Minciu aveam un cabinet cu diabetici. Și atunci m-a trimis să conduc spitalul ăla la Lovrin. Și ăla n-a durat decât nu știu câte luni. Dacă am stat un an acolo. Și dânsul a înființat secția asta de cronici, că era secție de contagioase. Au fost niște doctori valoroși și pe vremea aceea. Spuneți-mi noi aici, dintre pacienții pe care îi avem deja, cei 40, ei sunt doar din Sfântul Nicolae? Nu sunt numai din Sfântul Nicolae. Mulți sunt solicitați din Timișoara și în alte zone, aveam și de la Lugoj, dar vă dați seama că trebuie au prioritate din zonă, că mă înțelegeți, primăria ne... Categoric. Pe urmă, primarul cunoaște foarte bine sâmbătânii care nu au pe nimeni. Deci avem niște priorități. Noi cerem starea socială de acolo, dacă e singur, că sunt niște reguli, handicapat, dacă e incapabil de să auto-îngriji și așa, pe urmă, n-are familie. Sau familia nu are posibilitatea să-l îngrijească. Unii au venituri foarte reduse și automat au și comorbidități. Deci zona are o populație îmbătrânită și era necesară o astfel de secție, însă ca peste tot în țară nu poți să realizezi ceea ce îți dorești. Deci ea este o secție cu o specifică aparte. Mă înțelegeți, sunt multitarați, bolnavi, majoritatea imobilizați la pat și pe lângă actul medical pe care îl facem noi, e necesară de fizioterapeuți pe care nu-i avem, pentru că mulți dintre ei mor, sunt hemiplegici, mor cu contracții și dureri. Zic, mult mai multe de făcut decât avem acum, însă suntem mulțumiți. E un personal bun, e curățenie și mâncarea e satisfăcătoare și deci deocamdată se pot face multe, dar ca să ajungem ceea ce e în Occident este enorm de mult de făcut. Deci ea e un specific aparte, deci trebuie, deci ca la reumatologie, fizio și kinetoterapeuți, îți trebuie logopezi, îți trebuie o grămadă de profesioniști care să conlucreze. Deocamdată secția are 30 de paturi, dar noi avem 40 pentru că solicitările sunt foarte mari. Păi saloanele sunt mai mari și am mai adăugat paturi acolo, da. Da. Este, avem medicamente satisfăcător, cum vă spusei, lucrurile ăștia, pentru că secția este, are un specific cu totuși, cu tot. Iar la noi în țară, nursing-ul este aproape inexistent. Nu numai la noi, și în clinici universitare. Suntem departe de Occident. S-au făcut multe lucruri bune deocamdată. Uite, s-a îmbunătățit așa aspectul exterior al spitalului foarte mult. Mă rog, au fost și costisitor și le îmbunătățim și lor. Celor care pot să meargă, pot să stea aici să-și bea o cafea, un suc și să se mai bucure, pentru că bătrâneții aduce depresie, spunea un mare istoric englez, ce timpul scurt și lipsa de speranță vor întuneca întotdeauna murul vieții. Și trebuie făcuți fericiți cât de cât. Și cine a fost? Gibbon, mare istoric și ministru englez, a murit prin 1710.
Și ăsta e un dicton care apare în multe cărți de geriatrie. Da. Eu că am fost, am lucrat în Africa 9 ani. Unde ați Zambia. Lucrat? Da, povestiți-ne un pic despre serios. Serios, dar scurt. Scurt. Dom'le, cum să vă spun eu, Africa nu e lumea a treia, este o lume altfel de lume specială, pe care numai trăind de acolo poți să o înțelegi. Lumea a treia, eu zic, comparând standardele vestului europene, suntem noi, românii. Suntem clar lumea a treia. Dar ce ați făcut în Africa? Eu am fost medic. Medic. Cât timp? Am făcut un training în Germania vreo 2 ani. Și am stat în spital, am văzut, m-am pus la punct cu noutățile și am scris la ambasade în toată lumea. Nu primeau din țările socialiste, nici americani, nici asta, nici Canada, nici Australia. Și să mă primească Madagascarul, s-a spus în Madagascarul, Paraguayul, acolo era să ajung. Păi, prin Mexic am mai văzut ăștia. Și zic, bă, nu prea știu spaniola. Zic, știu ceva engleză și am luat țările astea. Și am văzut că, vorbind la ambasadă, secretarul la ambasada asta, Zambia, era dulce de fofiniți, că avem nevoie de dumneavoastră, că la ori. Și zic, hai, mi-am făcut toate actele în engleză și în 2 luni de zile a trebuit să plec. Când m-am dus acolo, că era în ianuarie, eu în Germania era frig. Și eram îmbrăcat extraordinar. Când am ajuns cu... Acolo e o căldură de nu sunt mai suporți. Le-am aruncat pe toate în budă și m-am dezbrăcat. Norocul meu că pe fiind și oltean și vorbăreț, îi tot întrebam pe aia. Și am găsit o negresă săracă de o farmacistă, o fată foarte simpatică și cu un administrator la un spital privat. Era englez el. Și am întrebat cum să fac. Și m-au luat la Mission Hospital, era o administrație a Mission Hospital și m-au dus acolo. Am stat o săptămână la un spital misionar și n-aveam toate abilitățile, că acolo sunt niște medici special pregătiți ca să știi cezariana să oprești. Dom'le, eu n-am făcut niciodată cezariana. Și atunci am venit la stat și a fost greu. Acolo a fost extraordinar de greu. Cam o lună de zile mergeam, că n-aveam bani, 30 de km pe fiecare zi pe picioare. Între personal dirigent, pe jos, da! Personal dirigent, cineva crede că dacă pleci în lume, îți muți trupul, dacă n-ai cap, ești mort. În Africa mor repede, că dacă te-a mușcat malaria și nu știu unde să mori, repede mori. Și atunci am plimbat actele și ce am avut, fiind dintr-o țară socialistă și Ceaușescu foarte simpatizat de ăștia, eram din România, noi din România și Iugoslavia eram foarte ajutați. Africanii ne ajutau extraordinar, fără ei nu puteai. Să-i dea Dumnezeu viață lungă dacă mai trăi, era președintele Ciluba după Kenneth Kaunda, care fusese prieten cu Ceaușescu. Și ăsta m-au protejat. Mi-au dat hotel misionar foarte fain, 6 luni de zile am ajuns în Împărătește. Veneam, ba cu avionul, ba cu mașina, am trăit ceva extraordinar. Perioada asta în care îmi făceam actele să văd la ce spital mă duce. Și m-am dus la un spital misionar în Kitwe Central Hospital, un spital de peste 100 de ani. Și acolo eu sunt medic primar de interne. M-am angajat la spital și am lucrat la interne. A fost extraordinar. În primele luni am fost deprimat că e sida multă, foarte multă, era 70% sida. Și nu știam cum să mă arăt, că dacă te înțepai, mai știu eu. Și am învățat manoperele și m-am descurcat. Păi, a fost extraordinar. Era o tehnică? Da, deci trebuia acum, foloseai mânuși și să știai să te ferești de secreții, urină, de salivă, de sânge. Sângele era cel mai periculos. Și le-am învățat că noi în Occident, numai în România, asistența medicală, doctorul dă asistentei medicale să facă tot, toate procedurile. E o rușine asta. Dincolo, toate procedurile fac doctorul. Injecție intravenoasă, sonde, tot. Am făcut peste aproape 2000 de puncții, puncții toracice, am făcut puncții abdominale și puncții pericardice, am făcut
tot ce vrei. Ce nu. Pe urmă am învățat acolo o grămadă de lucruri și foarte multe lucruri. Tratai în știință renală, n-am tratat niciodată, tip ce la neurolog. Din carte învățai, erau cărți foarte bune, cărțile englezești, în care te formai. Foarte multe lucruri am învățat acolo. Spuneți-mi, cu ce ați rămas de acolo după totul? Domne, Africa e un continent extraordinar de frumos. Ei încearcă să scape de tradiții. Este foarte scump, enorm de scump. Nu poți. De exemplu, dacă vrei să pleci în Africa, dacă pleci sub 50.000 de euro, riscurile sunt foarte mari. Că sunt boli, trebuie să fii pregătit și psihologic și medical. De ce să te ferești? Am avut și noroc. Și am temperamentul ăsta de Voltean, băgănesc, da. Da, și asta m-a favorizat extraordinar de mult. Asta a fost treaba. Neavând experiență, n-am știut să iau cele mai bune soluții și m-am dus în Africa. Și în Africa nu câștigi prea mult ca să poți după aceea să te dezvolți. Dar am văzut enorm de multe lucruri. De exemplu, am văzut din Zimbabwe, sudul Congolului, am mai văzut din Zambia o grămadă de lucruri. E frumoasă Africa de pică. Însă stai la mulți. Asta este. Noi suntem mulțumiți cumva că vă avem la Sfânt Nicolae Mare și de atâția ani aveți grijă de pacienții secția de cronici de la spitalul nostru. Au venit băieți tineri care sunt mai buni ca noi, să știți, foarte ca lumea. Tineri foarte buni. Să aibă populația încredere în ei, foarte bine pregătiți și colegi buni. Ai noi, ai vechi crescuți pe vremea, mulți sunt răutăcioși, vai de mama, numai așa, pe cuvânt dacă vorbim. Foarte bun colegi și viitor, are un viitor foarte frumos spitalul. Deci, nu pot să spun, directoarea doctorița Loca, e o femeie cu are personalitate, e un foarte bun manager. A știut să creezi o situație în care poți să lucrezi. Eu, văzând, de exemplu, am stat și la germani, la nemți, care cărțile și totul e adaptat la standardul lor înalt. Noi nu putem să-i copiem. Eu aș introduce în țară toate cărțile englezești, sunt cele mai practice. În Africa, unde n-au facilități, cartea englezească o poți aplica și la țări cu standard de jos și foarte înalt. Englezii ăștia, am copii care sunt în Londra și am fost acolo și am fost, sunt cei mai deștept popor al Europei, englezii. Orice ar spune cineva, modul cum gândesc viața la un nivel așa foarte înalt. Noi, europenii, fiecare cu ce poate el face. Germanii sunt, da, bucățica. Germanii standard foarte înalt, francezi iarăși, noi tradițional cum putem și noi, nu, e foarte greu. Europa trebuie să se unească, că e o mare civilizație care a dat lumii, enorm. Și ar trebui să fiecare să repădăm din tradițiile noastre prostești și să urmăm ce e general și bun. Să ne deschidem un pic da, la minte. Da, foarte, la România e o tragedie, eu vă spun. Uitați-vă istoria noastră, că eu spun, mă cer cu, din 2000 de ani să nu faci nimic. Cine au fost dacii ăștia care n-au lăsat nici o clădire să o vezi, o limbă să o vezi? Ce tot bat câmpii cu astea? Unde? N-au lăsat nimic, nimic. Au lăsat romanii care au venit cu alea. Românii vechi mergeau pe cartea asta, suntem de origine latină și cu ei trebuie să mergem, să urmăm tradițiile lor ale latinilor, nu bat câmpii cu ceea ce nu este, de frica că maghiarii ne-au transilvaniat. Și ce dacă, domnule, uite, trăim toți împreună și suntem fericiți. Exact. Și să-ți povestesc. Ca de altfel cum se întâmplă și în Sfânt Nicolae Mare. Da, da. Domnule, e multiculturalism. Eu, de exemplu, am trăit în Ardeal, deci am făcut facultatea. Este o deosebire de maghiarii de acolo și maghiarii de aici. Aici, fiind multiculturalism, sunt... Lumea se înțelege extraordinar, sunt niște oameni nemaipomeniți. Eu iubesc pe maghiari, îmi place Ungaria, mă înțeleg, și mă duc frecvent. În Ardeal se vede falea asta, care e o porcărie, domnule.
Chiar vorbeam, uite, cu unul, cu prieteni, ce dracu, Dumnezeu, dracu, de să ceartă unii cu alții. Că oameni suntem, buni și răi. Și răi, corect. Dar nu te iei decât care e bun și care e rău. Răul dă-i dracu la o parte. Că încă da, avem libertatea asta da, de a alege. Nu te mă uit că la... Și dacă fiecare are o cultură. Între român și moldovean, mataci ești. Ardelean, că din Cluj. Cei mai dragi, ardeleanii sunt extra. Eu la Cluj am făcut. Și uite, mă duc acum. Da, da, este... ardeleanii sunt, într-adevăr, cei mai dintre români și mai... Uitați-vă, între român și moldovean este mai mare diferență și psihic și psihologic ca între un român și cu voltean și un umăr. Să mă leu. Să înțeleg mai bine că sunt căsătoriți decât ai vede moldoveni, nu știu de ce. Da. Nu știu, nu, chiar ăsta, Drăghicescu, spunea, noi nu formăm o națiune. Deci, acum 100 de ani, oameni din regiuni cu psihologia aparte, nu te înțelegi, nu știu de ce. Nu vrem să... Dar ce vă ține însă, Nicolau? De ce n-ați mai păi plecat? Cum să vă spun oamenii? Orașul, probabil fiind cultura austro-ungară și germană, are un alt standard mental, oamenii altfel gândesc, știu să trăiască, mă înțelegeți, pleacă afară, sunt excursii, pe urmă știi să comunici. Nenumărate vara au fost, primarul le-a pus la bătrâni o grămadă autobuzul să circule cât pot. Să iese din starea asta. Este foarte... Restaurante frumoase, poți să pleci oriunde, uite, mă duc la Arad. Și este zona frumoasă, este Banatul, dom'le, Banatul. Spuneți-mi, dacă ar fi să vă întoarceți așa în anii trecuți, în viață, care ar fi perioada la care v-ați opri? Cred că studenția. De ce? Pentru că... aveam o grămadă studenți, era o elită la Cluj, mă înțelegeți? Iar atmosfera Clujului, Clujul ăsta este, cu aspectul lui medieval, seamănă cam ca Florența, mă înțelegeți? Are ceva, își păstrează și Timișoara este extraordinar. Are un singur defect, clima. Dacă avea clima Timișorii, ar fi ceva extraordinar. Clima stică, are perioade când odată se întunecă, e cald și îți dă depresie. Și uite, iarna este, dar altfel este o bijuterie. Și era atmosfera asta, toată lumea se plimba după amiaz la localul, noi studenții, petrecerea la Casa de Cultură a studenților, era miercuri, vineri, sâmbătă, duminică, tot în petrecere, studiam. După amiază stăteam la crocuri, ne dădea cu mături afară, erau frumusețe de pomină. Dar cu toate astea ați avut timp și să învățați. Da, aici era, de exemplu, școala timișoreană a fost o mare școală și foarte valoroasă. Eu spun că poate era una cea mai bună, ea și Clujul, dar eu am văzut cărțile la Timișoara, erau extraordinar de bune. E Clujul care excela școala prin etică. Dom'le, nu se făcea la bat. Trebuia să știi. Iar nu știai carte. Țin minte că profesorul Albu, în primul an de facultate, 15, au dispărut. Trebuia să înveți, nu știu cum. Oricum trebuia să înveți. Sigur că da. Asta a fost etica școlii. Asta i-a dat un statut aparte față... Dar școala timișoreană a fost o mare școală, vă spun. A avut profesori, mi-l aduc aminte, pe profesorul Luca Constantin Cristodorescu, doamne, profesorul Streanu, a murit sărmanul de el. Păi ce mai profesori au avut și cărți valoroase, foarte bune. Da. Dar Clujul avea atmosfera aia, ce să spun, mergeai la teatru, spectacole de opere, am văzut-o, marea balerină Alicia Alonso, portată în cei mai mari balerini ale lumii cubaneză, nu dădeam niciun bani, ne dădeam studenții, mergeam fără bani. De exemplu, dacă mergeam la un restaurant și ne așezam la o masă, dacă n-aveam bani, lumea ne invita, zic, da, era frumos, zic, era teribil. Nu cred că erau, veneau și din Timișoara studenți și ne invidiau. Și băi, e o frumusețe și aici. Pentru atmosfera. Da, da. Era, să știți că, cum să vă spun, era o atmosferă extrem de frumoasă la Cluj în perioada aia.
deși era comunismul ăla care distrusese multe elite după război, se mai păstrase tradițiile alea românești, ardelenești, frumoase. Era lumea aia veche cu tabieturile ei. Mi-aduc aminte, aveam un magazin, erau bătrâni, vă dați seama, 60, aveau 80 de ani, în 1980, își trăise de tinerețea interbelic. Erau o grămadă de oameni unde, domnule, era tradițiile alea românești frumoase, mâncarea aia ardelenească faină, pe cuvântul meu. S-a dus tot, iar acum s-a distrus. Oribil, nu ce mâncare vă rămas în minte? De exemplu, ardelenii ce făceau? Pe lângă ciorbe, friptura la tavă pe care nimeni nu o făcea ca ardelenii. Era o friptură de tur, dar mi-aduc aminte, erau cioboi de salon. Aoleu, era o minune! Erau, ce să vă spun, prăjituri făcute de casă. Era catona. Nu știu, n-ați prins-o dumneavoastră, era în anii 60, nu vă născut. Catona, dăduse Ceaușescu drum prin 65 și erau restaurante private. N-au durat decât 2-3 ani, cred că de frică să capitale. Erau de o calitate extraordinară mâncăruri și inundau localul ăștia. Era restaurantul Metropol, jos îi zicea București, vai ce fain era. S-a ales praful, mai, acum nu știu dacă era pe acolo, am văzut, am fost pe acolo. Era, de exemplu, era Astoria, hotelul, nu mai bănci acum. Și erau o grămadă de lucruri frumoase, deci Crocu a dispărut. Era hotelul, restaurant Continental, acolo am cunoscut pe marele actor Covaci. Era cu o actriță și pe Ana Sele și o vedeam toată ziua. O mai și buzăiam, comentam, ea la sere și erau mari actori care au murit, am văzut acum. Mergeam la teatru, vă spus, erau piese, am văzut la muzică de operă și clasică fără bani. Puteai să-ți faci cultură extraordinară pe perioada, era biblioteca universității, era vis-a-vis acolo în hol, era frumos de tot. Foarte. Deci aici era tradițiile alea ardelenești, românești și cultura asta și de la maghiari, gura și... Mie mi-a făcut catolicismul, vă spun. Și da, și eu la catolic și m-am făcut catolic, nu știu de ce. Aveam mătușa catolică și mă ducea biserica catolică din Severin și am mers de mic copil acolo. Și nu mi-a plăcut să mă duc în biserică. Și m-am catolicizat. Și mă duceam la duminicare acolo sau aia gotică din centru. Da, da, da. Ne mai rugam. Și acolo veneau tinerile unguroaice și nu știu ca să le să angajeze ca femei de casă. Se mai păstea tradiția veche. Asta era de frumos. Dom'le, să fie clar că românii nu pot fără maghiari. Este imposibil. Așa de întrepătuns este cultura și tot încât cred că n-am mai fi român dacă nu avem pe maghiari. Vă spun cinstit. Nu sunteți de acord? Da, perfect. Eu m-am înțeles cu nemaipomenit cu ei. Și noi. Nu știu, asta mi-au insuflat și părinții de acasă, și tata și bunicul, care, mă rog, tata a stat prin Ardeal și mi-a plăcut. Și nu înțeleg, deci șovinismul ăsta e o porcărie. E o părerea mea că este o mentalitate a oamenilor reduși, foarte reduși și cultural și mental. Dar ce părere aveți despre comunitatea din Sfântul Nicolae Mare, unde trăiesc foarte, români, foarte, unguri, toți sârbi, sunt extraordinari, bulgari? Toți, calmea, sunt bulgari catolici. Trebuie făcută diferența că bulgarii de acolo sunt ca noi românii din sud. Este altfel, sunt foarte muncitoși, foarte serioși la muncă, bulgarii catolici aici. Știu, mă înțeleg extraordinar cu ei. Așa mi-a plăcut multiculturalismul grozav. Am fost în Africa. Africa, cred că peste ani de zile o să fie toate cu... Erau plini de italienii frații noștri care trebuie să evidențiez că trebuie să ținem enorm de italieni. Deci când m-am dus acolo, primii care m-au filat au fost italieni. Și imediat m-am împedit. Și
9 ani de zile mi-aduc aminte, am avut un prieten, Giancarlo Papi, și alți italieni mă invitau, au fost extraordinari. Și maghiari, domne, doi maghiari, când au auzit că sunt român acolo, au venit la mine, aveau un magazin și mi-aduceau de mâncare. Tot respectul pentru, pe cuvântul meu. Și asta e, vreau să spun că foarte mulți și albi erau italieni, greci, foarte bogați. Indieni enorm de mulți, sudamericani, am cunoscut, am dat sudamericani, am avut pietre prețioase, nu știu cât îmi făceau cadou. Și am cunoscut multă lume. Unde e multiculturalism, este civilizație. Unde o nație stă singură, pac. Uitați-vă, grecii, dacă săracii de ei, sunt foarte naționaliști greci singuri, dar zic că au dat înapoi. Nu e, domne, adu o grămadă de alte nații cu obiceiuri, cu cultură, înveți de la unul, de la altul și societatea progresează. Așa e, foarte, mie îmi place aici, de extraordinar, cel mai mult. N-ați mai plecat? Nu plec. Păi cred că aici am fac și ca vouă. Să la civilul catolic, da. Să știți că mi-a plăcut. Da, vorbesc mult, da. Povestea noastră sunt cire. Multe! Mă numesc Tania Vlașcici, am 20 de ani și sunt din San Nicolau. Zbori nu este foarte greu. Sunt un artist versatil. Mă numesc Luchin Adriana și sunt din San Nicolaul Mare. Sunt Aurelian Goia, am 22 de ani și stau la San Nicolau. Numele meu este Costache Ștefan.